Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească de ea. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine de ea. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea de ea. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a spus Domnul. Amin. Doamne, Tată, stăm înaintea Ta și pe brațele mele este micuța Leia, pe care te rog, Doamne, să o binecuvintezi. Să o binecuvintezi cu acest cuvânt care s-a rostit peste ea, pentru că am pus numele Tău peste micuța Leia și vrem ca mâna Ta cea sfântă să fie întinsă peste ea cu binecuvântare. Doamne, așa cum s-a scris de către părinți, micuța Leia a avut probleme de sănătate și astăzi a venit în casa Ta. Părinții au credință că Tu te atingi de ea cu vindecare. Și noi, întreaga biserică, vrem să-ți facem această rugăminte înainte de Doamne. Pune-ți mâna Ta peste Leia cu vindecare. Să fie vindecată în numele Domnului Iisus Hristos. Mustrăm orice duc de boală care ar fi peste ea, orice neputință și vrem vindecare de plină în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, atinge-te de fiecare mădular în parte și vindecați. Atinge-te de mintea ei, de trupul ei, Doamne, micuț și firav și fă-o să crească normal, Doamne, să umble, să vorbească, să fie un copil pe deplin normal, Doamne, și să fie o mărturie mie în casa Ta. Îți mulțumim că vei face lucrul acesta, Doamne. Îți mulțumim că și acest cuvânt rostit peste ea, pe care astăzi l-am pus, Tu îl vei împlini, Doamne. Pentru că ni l-ai promis, ni l-ai dăruit și nouă și îți mulțumim pentru el. Îți mulțumim, Doamne, pentru micuța Leia și pentru părinții care au adus-o pe lume. Îți mulțumim, Doamne, că ai familii și oameni care se tem de Tine. N-ascultă sfatul medicilor, Doamne, și nu vor să piardă copiii, ci îi aduc pe lume așa cum Tu îi dăruiești. Îți mulțumim, Doamne, pentru că încă mai este frică de Tine. Îți mulțumim că și Tu dai biruință în orice încercare. Doamne, micuța Leia, prin plânsul ei, strigă către Tine și te rog să-i asculți glasul. Te rog să asculți de asemenea glasul părinților care se roagă pentru ea. Și îți mulțumesc că îndupleci, Doamne, ființa Ta, mâna Ta, urechea Ta, este aproape să asculte și să dea binecuvântare. Te rog, Doamne, să binecuvintezi pe tatăl fetiței și pe mamă, să le dai putere, să le dai, Doamne, răbdare, să le dai ceea ce au nevoie ca să o crească pe micuța Leia. Când va începe să înțeleagă, Doamne, deschide-i mintea să înțeleagă cuvântul Tău, să te primească pe Tine când va fi mare, fă să te aleagă și să meargă pe calea Ta, Doamne, de bună voie. Te rog să-i păstrezi numele scris în cartea vieții și orice plan va face vrășmașul împotriva ei, te rog să-l zădărnicești. Mai mult decât știm să cerem noi, te rog să împlinești Tu în dreptul ei. O încredințăm, Doamne, întreaga ei viață, în brațul și în mâna Ta. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Nathan. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Nathan. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Nathan. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a spus Domnul. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm în aceste momente înaintea Ta și îți mulțumim că și în această seară ești prezent în mijlocul nostru.
Pe brațele mele se află micuțul Nathan, care a venit în casa ta de rugăciune ca să primească binecuvântarea de care el va avea nevoie în tot restul vieții lui. Te rog în seara aceasta, Doamne, binecuvintează-l Tu, Doamne, și fă ca numele Tău să rămână peste el, Doamne. Dacă are anumite dureri în trup, Doamne, mă rog ca Tu să-l vindeci, Doamne. Atinge-te de el în această seară și mâna Ta puternică, Doamne, să rămână peste el și la Ta să rămână sub protecția Ta. S-a născut într-o lume atât de vulnerabilă. Te rog frumos, Doamne, pune-l pe Nathan la adăpostul Tău, Doamne, și mâna Ta să-l ocrotească pentru Tine. Binecuvintează-i, Doamne, fiecare mădular din trupul lui. Binecuvintează-l cu o creștere frumoasă. Binecuvintează-l cu sănătate. Binecuvintează-l cu tot ceea ce el va avea nevoie în tot restul vieții lui, Doamne. Binecuvântarea Ta să fie peste el. Mă rog, Tată Ceresc, ca Tu să binecuvintezi atunci când începe să facă primii pași, atunci când începe să vorbească, lasă binecuvântarea Ta peste el, Doamne. Atunci când va merge la grădiniță sau la școală, mă rog ca Tu să binecuvintezi cu înțelepciune și pricepere și mâna Ta, Doamne, să rămână peste el. Te rog, Tată Ceresc, binecuvintează, Doamne, și asigură-i rana cea de toate zilele. Numele Tău cel Sfânt, Doamne, să rămână peste el. Dacă-i prin ceruri, te rog, binecuvintează-l cu liniște, Doamne. Binecuvintează-l cu pace, Doamne. Doamne, pun numele Tău peste el în seara aceasta. Și ne vor mai veni boli în lumea aceasta incurabile. Te rog, păzește și protejează, Doamne, sub aripa Ta, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că vei fi cu el și mâna Ta îl va ocruti pentru Tine. Te rog, Tatăl iubit din ceruri, te vor veni în lumea aceasta necazuri, asupriri. Te rog, pune-l pe Nathan la adăpostul Tău, Doamne, și păzește-l de vrășmașii întunericului acestuia, Doamne. Mâna Ta să fie peste el, Doamne. Tatăl iubit din ceruri, mă rog pentru părinții lui, pentru mama care l-a adus pe lume, binecuvintează, Doamne, cu sănătate. Dacă în urma nașterea m-a rămas urme de boală, te rog în seara aceasta, vindecă Tu pe deplin, Doamne. Ajută, Doamne, să-L crească pe Nathan cu multă răbdare și cu multă atenție și mâna Ta să rămâne peste ea. Binecuvintează-L pe Tatălui, Doamne. Asigură prin el pâinea cea de toate zilele. Întărește, Doamne, și mai mult ca atât. Mă rog ca să-L binecuvintezi pe Nathan, Doamne. De acum și până când Tu vei veni pe loc de slavă, el poartă un nume atât de frumos. Mâna Ta să rămână peste el și la timpul potrivit, Doamne, ajută, Doamne, să Te cunoască pe Tine ca Domn și Mântuitor în viața lui. Îți mulțumesc că Ta binecuvântare va rămâne peste el. Amin. Înainte de Duhul Tău, Doamne, să o răspund în seara aceasta și vrem să-Ți mulțumim, Doamne, că ne-ai dorit anul să fim în casa Ta, Doamne, să fim în prezența Ta, Doamne, cu micuțul Nathan. Îți mulțumim că Tu ești acela care L-ai binecuvântat, Doamne, crede-mi în Ta binecuvântare, Doamne, de aceea am venit cu El înaintea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeu, slavii, pentru Sfânta mea soție. Îți mulțumesc că ai binecuvântat cu sănătate, Doamne. Îți mulțumesc că ai dorit viață, Doamne. Îți mulțumesc pentru familia noastră, Doamne, pentru pacea și harul Tău care Dumnezeu ne-a, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeu, slavii, pentru tot ceea ce am primit în lumea Ta, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeu, și ajută-mă să fiu cu adevărat un preot în familia noastră, Doamne. Îți mulțumesc pentru biserica Elim, Doamne, pentru fiecare copil, Doamne, pentru slujitorii Tăi. În mâna Ta ne credințăm. Doamne, să-ți mulțumim pentru ea. Dacă Tu trebuie, zici tot felul de lucruri, mă rog, de Dumnezeu, că Tu ai venit de parte de bine. Doamne, să-ți mulțumim pentru seara aceasta. Cobor binecuvântarea Ta, Doamne. Părinte, vreau astăzi de bine cu copilașii noștri. Ajută să ținem și pe mine să avem credință, să ne cerem, ca să putem duce toate bine. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu binecuvântărilor de acum și până în vecii vecilor. Amin. Ocupăm locurile, frașii și surori, dorim ca sora Andreea Morar.